Te-ai întrebat vreodată oare cât de greu este să faci un anime? Îți trebuie buget mare? Ei bine, dacă zic că poți face asta și pe gratis, dacă ai un telefon decent sau chiar o tabletă grafică, eu zic că poți să începi foarte bine. Ei bine, în videoclipul de astăzi vreau să vă arăt câteva așa micuțe spoilere din viitorul meu anime, care o să fie lansat în noiembrie. Nu vreau fă. Și o să vă explic așa cum am ajuns eu să animez de la asta la asta. Această animație am făcut-o de pe tabletă, cu programe gratis, cu tot ce trebuie. Iar această animație am făcut-o pe calculator, cu abonament la Adobe Animate. Și bineînțeles, cu această tabletă grafică în valoare de 250 de lei. Am tot bătut capul în diferite programe, sincer, perioada asta, pentru că eu până acum nu am știut deloc să animez. Măi, atâta timp cât ai talent în a edita și în a desena, nu contează ce program folosești. Mie, spre exemplu, mi-este mult mai ușor să desenez de pe tabletă și să editez de pe tabletă. Dacă rezonezi cu mine sau cu contentul pe care îl fac, poți să lași aici un like de susținere ca să ajungă mai departe acest videoclip. În principal, momentan o să vă arăt câteva scene, câteva secvențe și o să vă explic. Ca să începi o animație, bineînțeles că trebuie să te gândești la cadre, cum să pui totul pe foaie, caracterul să se miște, trebuie să-l desenezi neapărat de sute de ori. Imaginați-vă că voi faceți un desen pe care îl decupați de mai multe ori pentru fiecare parte a corpului. Faceți o mână, un picior, capul, corpul și într-un final iese. Iar apoi voi pe acea foaie de hârtie cumva îl mișcați încât să iasă într-o altă poziție sau să se miște altfel. Cam așa este și la animat, trebuie desenate pozițiile respective, caracterul din mai multe părți și cam așa iese. Iar pentru cei care s-ar putea să mă știți de la manga-ul meu cu Brigada Abisienilor, adică acesta, bine, chestia asta am primit-o cadou pe lemn de la niște fani foarte de treabă. Dar desenul în principal este făcut de mine. Eu m-am gândit așa anul acesta să încep propriul meu cartoon românesc, așa anime cu grafici din alea drăguțe, de una singură, fără o echipă în spate, pentru că sincer este foarte costisitor momentan. Am început eu singură. Iar scopul meu este ca până în noiembrie, la începutul lunii sau maxim la sfârșitul lunii, să fie gata. Eu mi-am programat pe 1, dar nu prea cred că o să fie pe 1, pentru că mai durează ceva acolo. Ok, deci acum suntem în Adobe Animate. Este un program, nu fac promovare sau ceva, dar este un program pe care puteți să-l încercați gratuit o săptămână dacă vă plac animațiile. Eu așa am făcut și după aia să cumpărați abonamentul de 20 de euro ca să aveți acces la toate funcțiile și abonamentul, bineînțeles că ține o lună, fix cam cât ar dura ca să fac eu acest anime. Și aici suntem la scena din prima secvență pe care ați văzut-o probabil în trailer. Adică mai exact aici eu sunt aruncată, ca și manga, sunt aruncată de pe această stâncă, pentru că eram străbită cumva de puteri. Vă dau și așa o explicație, că știți chestia asta din manga, mulți dintre voi. Această tipă, dăm la următoarea secvență, această tipă, care, uitați, are acum puteri, efecte, practic este personajul negativ și toată lumea s-a întors împotriva mea în viitor. Deci aceasta este Luiza, o avem aici. Deci aici va dubla ea. Oricum, în programul de animat nu mi-am bătut cap cu dublatul și, după cum vedeți, aici s-au activat aceste puteri. Bine, asta e una dintre secvențe și știu că grafica nu e chiar cine știe ce pentru acest anime, dar contează backstory-ul și povestea mai exact din spate și scenariul și tot. Că poți să fii cel mai tare animator, dar dacă n-ai o poveste mișto, degeaba ai făcut anime-ul, știi ce zic. Și următoarea scenă, gen, cumva am desenat aici ceva mai simplu, chestia asta, aici sus cum mă țineam, da, în poziția superb, cum mă țineam de stânca asta, durează câteva secunde. Și următoarea scenă, aici, acum cumva picam și se întâmpla, gen, să mă teleportez în viitor. Probabil ați văzut de pe story. Dar hai să vă arăt și chestia asta. Deci o să fie ultimul spoiler din trailer, din chestia asta. Scenă din viitor. Eu îmi setez scenele ca să-mi fie mai ușor să le animez.
Deci le setez așa, că altfel mi-ar fi mult mai greu să fac chestia asta. Deci vedeți că aici, ok, aici mă uitam cumva la peisajul ăsta din viitor. Hai să dau așa. Mă uitam așa. Și stai așa, că nu, gen, chestia asta e pătrat unde se vede de fapt. Eu am desenat mai mult ceva. Și aici la prima scenă, bineînțeles, că sunt eu. Și vedeți că în viitor așa sunt cumva mai tristă, mai dezamăgită, pentru că toți m-au cam lăsat și mă întorc așa cumva să repar ceva, că mă simt deja pregătită să fac asta. Adică e anime-ul într-adevăr e interesant, deci vă dau așa toate spoilerele astea, dar o să-l vedeți voi așa în mare parte. O să-l vedeți voi când o să fie lansat. Momentan vă zic în mare parte ce se întâmplă, ce probabil știți deja și din manga. Doar că în manga n-am mai aducat chestia asta din viitor și am modificat un pic. Deci, ca să știți și voi. Oricum o să fac o reacție la el, o reacție așa să vă explic așa când o să lansez mai exact. Ca să vă dați și voi seama care e chestia. Ca să vă dați și voi seama ce s-a întâmplat în cadrul respectiv și așa mai departe. Deci până acum avem decât secvențele astea care o să fie din trailer. Înainte să lansez anime-ul, bineînțeles că o să fac un trailer cu o săptămână înainte. O să-l fac mișto. Sau nu știu sigur dacă fac neapărat trailerul, dar măcar să fie acolo ceva mai special, un release. Cred că ăsta ar fi cel mai pe scurt trailer ever. Cel mai pe scurt așa. Dar sper că vă place în principal conceptul și chiar aș fi happy dacă găsesc cât mai multe persoane să dubleze, să mă ajute să dubleze acest anime, pentru că am nevoie neapărat de persoane care sunt active și serioase. Oricum, în principal, uitați-vă și voi cum am animat aici, fiecare parte a corpului, ochii, nasul, adică dacă fac așa se mișcă, stați așa, dacă fac așa cumva se mișcă și trebuie cumva, hai că l-am pus, trebuie cumva să fie toate sincronizate și capa să se animeze și tot. Adică vedeți voi la cap asta, a trebuit să o fac cumva așa. Și eu stau ceva, adică stau în jur de o oră, două, jumătate de oră pe scenă, adică depinde și durează chestia asta câteva secunde. Gândiți-vă și voi cât să arate așa, să se mute camera așa. Dar sunetul adaug din programul de editat ca să nu mă mai complic cu toate chestiile astea. Oricum, în concluzie, nu o să fie neapărat un anime trist acolo. O să aibă și într-adevăr și niște drame micuțe despre mine, despre ce se întâmplă cu brigada și totul. Dar o să fie ceva unic, oricum o să fie și amuzant, o să aibă și comedie, o să fie și pentru băieți, o să fie și pentru fete, nu numai pentru băieți. Și cred că pentru toate vârstele, adică o să fie umor și de adulți, adică și adulți se pot uita la 20, 30, 40 de ani acolo. Dar mai mult așa și pentru copii, de-astea. Oricum, sper că vă place, să lăsați voi acolo părere în comentarii. Eu sunt Sandra, arlechina voastră și m-am dus. Ne auzim pe data viitoare și cred că următoarea postare, cine știu, mai fac o reacție ceva sau chiar o să postez anime-ul, depinde și de timpul meu. Hai că ne auzim, sunt Sandra, lecnea voastră, ne auzim la viitoare, o zi faină, bis! Am fost piesă nouă, dar nu știu să o cânt, mă joc printre versuri să aibă sunt, dar nu sunt, rimele și strofele pe mine mă încurcă, spune-mi la o piesă cum de alții se descurcă.